așteptat 6 luni să apară filmul ăsta, dar cei care l-au făcut au așteptat 12 ani să-l termine. Că nu ți-ai dat seama, deja astăzi vorbim despre Boyhood. Un film bun, un film frumos. Dacă mi-a plăcut o chestie din prima la Boyhood, mi-a plăcut senzația că știam ce văd. Știam că văd o dramă, atenție, de 3 ore și știam în mare parte ce se întâmplă. Dar întotdeauna, în același timp am fost captivat de acțiune și surprins de unele chestii sau scene din film. Boyhood spune o poveste destul de simplă și nu neapărat clișeică sau generică, dar cu siguranță interesant. E un puști, are 6 ani dacă nu mă înșel la începutul filmului și da, totul este în timp real, e filmat în timp real. Și are o mamă, evident, are o soră, da, și un tată. Ei se despart. Mama cu soțul divorțează, iar cei doi copii rămân cu mama. Pe parcurs, mama mai are alte relații, puștiu crește în timp real pe ecran și da, după 12 ani îl vezi deja pe micul copil de 6 ani la facultate și încet își pornește drumul spre viață. În același timp, sunt niște ipostaze destul de interesante și niște faze prin care, deci totul se axează pe acel adolescent, dar fii atent și la mediul înconjurător în care trăiește. Sunt niște faze mult prea interesante ale puștiului, maturitate sau nu, învață din greșeli sau nu. Pentru actor, ce pot să spun mai mult? Ethan Hawke a fost extraordinar, chiar foarte surprins de Ethan Hawke. În același timp, puștiul a fost prea tare. Recunosc pe la mijlocul filmului, prin partea aia a adolescenței când el este la liceu, acolo actingul a fost un pic cam... Când era mic era foarte interesant, pur și simplu, iar când a început să meargă la facultate a devenit iară bun. Deci e așa și așa, ținând cont partea aia de mijloc. Trebuie să-i acordați un pic de atenție și actriței care a jucat-o pe mamă, pentru că e foarte interesant. Probabil cine o să vă enerveze, desigur, o să fie sora sa, sora puștului, care e destul de spoiled, dacă vrei, gen răsfățată și, dar de ce nu poți să faci asta pentru noi, mama, dar de ce? Păi nu știu, probabil pentru că ai un tată alcoolic. La sfârșitul zilei, după 3 ore de Boyhood, vreo 2 ceaiuri, am zis, băi, am meritat 6 luni să aștept? Păi da, am așteptat 6 luni pentru că nu cred că a fost dat la noi în cinema, pentru că aș fi știut, pentru că vroiam să-l văd. Și chiar a meritat, de la editing până... Deci cei care au făcut filmul ăsta, mai ales directorul de fotografie, și au făcut chestii gen interesante când vine vorba de editing. De ce spun asta? Pentru că de fiecare dată când adolescentul trecea printr-o fază sau generație, ne prezenta câte o chestie electronică să ne dăm seama în ce perioadă este. De ce este tare asta? Pentru că ei au prevăzut dinainte că tehnologia o să se schimbe. Deci gândește-te că dacă la începutul filmului poți să-l vezi cu un Game Boy, pe la mijloc poate-l vezi cu un Nintendo și spre final îl vezi cu un Xbox sau PlayStation. Deci e interesant că ei s-au gândit, bă, poate se schimbă tehnologia mai încolo peste 12 ani. Sigur se schimbă. Cum spuneam, nota cam 10 pentru Boyhood, deși a avut unele chestii și dacă stai să te gândești e doar o dramă, dar faptul că puștiu a crescut 12 ani pe screen și multe alte chestii, mai ales Ethan Hawke care a fost extraordinar, pot să vă spun liniștit, uitați-vă neapărat la Boyhood. Cam asta a fost și pentru astăzi cu clipul ăsta, locuitorilor. Nu uitați să verificați și clipul de data trecută, desigur, dacă vă interesează, normal. Așa, mai era ceva. A, da, fac clipuri și alte chestii pe Facebook, poze și alte minuni, când am timp, desigur, și cu lucruri și cu astea. Și nu uita că poți deveni un locuitor dacă vrei, doar dacă apeși butonul ăla de subscribe, mă înțelegi? Foarte simplu, e chiar acolo lângă ăla de like, pana mea. Așa, și aș vrea să-mi lăsați în secția de comentarii dacă doar chiar vă impresionează faptul că, chiar comentează asta, chiar vă impresionează faptul că filmul ăsta a durat 12 ani, gen așa vrei să-l vezi, pentru că sincer asta a fost instinctul meu primar, bă, 12 ani trebuie să văd asta. Sau vrei să vezi o dramă bună? Ce vrei să faci?
Vrei să vezi o dramă bună, care este Boyhood, sau te atrage mai mult că a durat 12 ani să facă realizarea acestui film? Mersi că ai urmărit, ne vedem data viitoare!